Nicoleta Lupancu, sora Mariei Gavril, soția preotului decedat în urma accidentului rutier de la Cornoluncii, și-a deschis două conturi bancare pentru donații, așa că cei care vor să ajute pot să facă donații în conturile afișate pe ecran. Nicoleta este cea care are grijă de Alexia și de Ioan, cei doi copii ai preotului Gavril, care, ca prin miracol, au supraviețuit în urma impactului. Micuții au fost externați din spital în urmă cu două zile. Pe de altă parte, medicul Mihai Ardeleanu, purtătorul de cuvânt al spitalului județean, a anunțat că, din păcate, Anastasia, în vârstă de 10 ani, este în stare extrem de gravă, având leziuni incompatibile cu viața. Și mama copiilor, Maria Gavril, este în stare extrem de gravă la spitalul județean, fiind internată în reanimare. Vă amintim că 5 persoane au decedat în urma accidentului rutier produs la sfârșitul săptămânii trecute. Este vorba despre preotul Petru Gavril, fetița acestuia în vârstă de 6 ani, sora și cumnatul părintelui. Tot în urma impactului a decedat și cel care a provocat accidentul. Preotul Gavril se ducea împreună cu familia sa la Iași ca să se închine la moaștele Sfintei Parascheva când s-a întâmplat tragedia. Poliția nu a stabilit încă împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.